Ați putea să ne povestiți ultimele clipe petrecute alături de ea? Ultimele clipe au fost miercuri dimineață când am plecat la facultate. M-am plecat, da? Nici măcar de obicei mai spunea, te iubesc, am plecat, sau eu știu, dar a fost pur și simplu o despărțire normală. Eu am zis, da, Doamne ajută, ca de obicei, că așa îmi binecuvintez toți copiii când pleacă la școală. Și după aceea vine poliția la ușă, îmi arată insignele și zic, ce s-a întâmplat? Când se băut eu două sau mai am. Ce s-a întâmplat cu fiica mea? S-a murit, Doamnă. M-am dus jos și nu doresc așa ceva nimănui pe pământul ăsta. Nu trebuie nici un om criminal să îndure așa ceva. Părinții au ieșit, erau și ei acasă. S-au albit la față. De acum îi băteam pe ei peste față să-și revină. Mă gândeam că mor și ăștia. Deci nu că cel mai cumplit moment din viața mea, că e clar, dar e peste ce se poate. Spuneți-mi, e adevărat că fiica dumneavoastră ar fi visat cu două zile înainte că ar fi luat-o îngerii? Da. Luni dimineață s-o trezi și mi-a zis, mama, aseară am vis. M-au luat în rai. Zic, nu crești, cum? Nu mai țin minte exact, dar știți de ce mi-am amintit visul ăsta? Pentru că miercuri seară, pentru noi n-a mai fost lume, n-a mai fost viață, n-a mai fost nimic. Și cred că într-un sfârșit am ațipit un pic și o căldură, am simțit-o pe ea, pentru că tot timpul l-a rugat pe Dumnezeu, las-o să stea cu mine, te rog. Și atunci când am ațipit un pic, a venit așa căldura asta și mamă, ți-am spus că îmi să fiu un rai. Și mi-am amintit brusc visul ăsta pe care l-am avut și bineînțeles că l-am uitat. Da. Și m-am sculat în fașa, am băut apă, am putut să beau apă. Bineînțeles că băieții spun mine, mama, ești ok? Și le-am povestit. Măi, a visat că se duce în rai, fata noastră este în rai. Este cu noi aici, dar i-a ajuns în rai, este în rai. Sigur, dumneavoastră sunteți o mamă acum cu o durere copleșitoare și încercați să împachetați cumva toată durerea asta, astfel încât să vedeți părțile. E explicația cea mai bună pentru un părinte în situația doamnei. Da, să dar vedeți partea bună. Dar eu vreau să întreb pe doamnă dacă a văzut la fată sau i s-a părut că era în vreo depresie. Și care multe forme de presie. Nu era absolut deloc. Nu era, că e greu totuși pentru un tânăr de vârsta ei să n-aibă niciun prieten. Și a perspective. Nu în sensul de iubit, adică fete, băieți, un grup, un... Nu ținea legătura, ea se simțea bine cu mine, noi ieșeam tot timpul împreună, mergeam la film împreună, cumpăra tot timpul bilete de VIP. Deci, așa era ea, așa era. Mergeam la piscină. Dar acum eu vă mai întreb ceva. Dumneavoastră cunoașteți vreun fost iubit de al ei? A avut vreodată vreun iubit? Este virgină. Ea a murit virgină. Virgină fără nicio substanță. Deci ea nu a avut soț, pentru că au domnit, că sunt droguri, ceva nu. Și tot am înțeles, da. Singura cauza este traumatismul prin cădere de la înălțime. Dar nu în sensul acela de iubit, că știți, pot fi și la adolescenții prietenile astea platonice, când o fată și un băiat merg de mână în parc, își povestesc. Nu era ea așa. Vedeți, poate faptul că tocmai că ea nu era așa și că n-a avut o adolescență normală, în sensul că așa cum au toți adolescenții, au o gașcă de prieteni, fete, confidente, o iubire împlinită, neîmplinită. Fratele ei, Geaman Vlad, are o grămadă de prieteni de toate felurile, de toate... Și pentru că ea fiind atât de frumoasă, toată lumea zicea, bă, da, adu-o și pe ea, să o vedem, toți colegii, adu-o și pe ea. Mergea, dacă mergea și se întorcea, nu stătea cu ei. Nu se regăsea. Nu face zgomotul ăla. Poftim?
nu se regăsea în lumea asta, cu toate lucrurile ei normale pentru tinerii ei. Asta va fi complet diferit de ea. Are o grămadă de prieteni, foarte sociabilă, Vlad. Da. Este fără cuvinte durerea dumneavoastră. O iertă Dumnezeu și să-i odihnească sufletul acolo unde o fi, pe dumneavoastră să vă întărească, să... Nici nu pot să spun să puteți trece peste durerea asta, că nu o să treceți niciodată. Nu există, cred, durere mai mare decât să-ți moară pruncul. Ea este cu mine, dacă nu ar fi, eu aș muri. Are cum. Eu cred, condoleanțe, doamnă. Cred că trebuie să plecați, sigur că e ușor de dat sfaturi, dar cred că trebuie să plecați de la biletul de adio, în care vă spune să nu fiți supărați. Da. Cred că fiica dumneavoastră a înțeles mai multe decât înțelegem noi. Nu e vorba de demn, dar asta nu înseamnă, neapărat. Doamne ferește, Sorin, știi, să nu se înțeleagă că dacă un om este, să zic, mai deștept sau poate mai evoluat spiritual sau dacă a citit mai multe cărți și e mai introvertit, vorba de așa ceva. Înseamnă că soluția cea mai bună e să o termin cu viața. Emil Cioran avea o teorie întreagă despre sinucidere și nu s-a sinucis. Eu vorbesc despre... Deci mă sună o grămadă de oameni de peste tot și îmi spun și eu gândesc la fel. Oameni necunoscuți îmi trimit mesaje și eu gândesc la fel. Lumea păi ar fi bine să-i îndreptați spre medic, deci, dacă gândesc la fel, sau spre psiholog, știți? Că nu e o gândire chiar normală pentru vremurile astea. Da, și bine ar fi, haide să tragem și un învățământ din nenorocirea asta. Totuși, un adolescent care nu are nici prieteni, niciun fel de relație, nu interacționează. Da. Cred că atunci trebuie... Nu, este o formă de depresie. Este o formă de depresie asta. Și depresia, eu știu de la Ioana... Atunci trebuie un semnal de alarmă. Se acutizează. Noi avem impresia că și stresul e o formă de depresie. Are nu știu câte forme de depresie. Nu, dar asta este... Încep să te înstrăinezi de lume și locul tău nu mai este... Știți tendința aceea de acum câțiva ani, cred că 2012, cu Emo Kid... Și toți, când erau emo, copiii, adolescenții, toți erau emo, se făceau cu negru pe la ochi și... Hai să o ascult.